Seara, dragii mei, sunt Tarotela, am revenit, adică continui după etalarea pentru 2020, continui cu etalarea pentru ianuarie, pentru balanță de asta dată și soare și lună și Venus, poate chiar și nodul nord. Dacă aveți habar de astrologie mai multă, poate să fie, mie cel puțin mi s-a potrivit să se... Când am ascultat și ascendentul sau soarele meu progresiv, progresiv, pentru cei care știți astrologie, da. Ia, uite, roata norocului, Jupiter, se schimbă situația. Au fost conflicte, cineva e supărat, dar se schimbă, da? Primiți o ofertă, iau tu aici, dragii mei. Dacă nu e dragoste, este dragoste sau stimă de sine. Este dragoste față de voi. O apreciere, un mai mult interes pentru sănătatea voastră. Este vindecare. Este vindecare. După ce ați fost răniți, ego-ul v-a rănit și pe voi și pe ei. Da? Aici sunteți voi răniți într-o luptă, niște argumente. Dar se schimbă roata. Jupiter acesta aduce, ocupă. Ocupă cu bucurie. Și o pasiune. Poate un copil să vă aducă bucurie, un mesaj frumos. Dacă nu-i copil, e o energie tânără. Da, poate și un pic de visare, de fantezii. După ce, da, ați experimentat o stare mentală, niște conflicte, niște lupte acasă, poate. Cu nenea, nenea regele de cupe, unii dintre voi. Dar sunteți între două chestiuni. Alegeți, renunțați. Oho, 10 de bâte, 10 de cupe. Renunțați, continuați luptele sau o luați de la zero. Asta aduce Jupiter. Schimbări. Jupiter în Capricorn. În curând se va suprapune, probabil că anul ăsta va fi prima conjuncție cu Saturn. Nu zic mai multe, poate o să zic pe parcurs. În fine, e un an pentru care mulți s-au pregătit. Acum, ce om trăi, om vedea. Ianuarie, balanță, soare, lună, Venus, ascendent în balanță. De asta dată voi face etalările altfel decât am făcut un an de zile, da? Ia uite, trei de cupe, trei de cupe, aici sunteți voi. Poate să fie bucurie, poate să fie un trio, dar sunt și secrete, este și Marea Preoteasă. Oh, și faetonul, mergeți mai departe. Aici e o chestie foarte interesantă. Vai. Unii dintre voi sunteți într-o relație cu un rac sau rac, poate să fie și scorpion, să zicem. Da. Dar eu cred că pentru unii este rac, oricum nu semn de apă. Alții sunteți cu un pește. E o chestie pe care voi nu prea o înțelegeți. Totuși, un semn de apă va aduce o bucurie într-un fel sau altul, deși există niște secrete. Și există nevoia de a merge mai departe. Evident, faetonul poate să însemne și mașină. De a vă lupta pentru a vă păstra căsnicia sau pentru a pune bazele unei relații, dacă nu e căsnicie, unei relații, acestei pasiuni, da? Să puneți bazele, să luptați pentru această fundație. Acum că e semn de foc, că e semn de apă, faetonul reprezintă racul sau săgetătorul, da? Dar dacă nu e niciuna nici alta, este o energie foarte determinată să ajungă undeva, să înceapă o călătorie, să meargă până la capătul lumii, dacă e nevoie, și să-și atingă țelul. În secret, poate este doar o stare mentală, da? Că regele de bâte nu, de monede nu. Uf, se încurc.
Regele de spade nu vorbește mult, dar face. Poate în secret vreți să vă mobilizați către cineva. Trei de cupe poate să fie această perioadă. Poate să servați pe Ionuț, Ionică, Ionela, pe cineva, că tot e Sfântul Ion zilele astea. Hai să nu ne mai gândim la trei de cupe, să ne gândim și la petreceri, da? Încă mai petreceți. Am spus că vreau să fac etalările altfel. De obicei, ia uite, asul, aici sunteți voi, asul de spade. Dacă e un trio, îl tăiați. Sau aveți claritate mentală într-o situație. Sau începeți o nouă relație. Ne atragem cu ochiul. Ia uite, semn de apă. Pentru unii, pentru alții semn de pământ. Poate să fie soțul vostru care încearcă o împăcare. Poate să fie soțul vostru care vă oferă ceva. Regele de monede reprezintă și soțul. Vă invit într-o călătorie. Mă îndoiesc. Se întâmplă ceva în viața acestui om. Ceva neașteptat. Iar apare turnul. Ok, vreau să vă zic cine m-a pus să trag cu coada ochiului. De obicei eu așa fac, împart cărțile în două și le amestec. Da? Și revin în aceeași poziție. Adică, revin toate, iar trei de cupe, da, în poziție normală. Drept. De asta dată vreau să fac altfel. Împar cărțile, iau uite un aventurier. Împar cărțile și setul acesta îl răsucesc. Să vedem energiile și dintr-o altă perspectivă. Și fac asta în fața voastră ca să fiu pe energia voastră. Mai ales că am făcut și etalarea pe 2020. Deci chiar sunt pe vibrația voastră, zic eu. Vedem. Și o să fac treaba asta de 3 ori. Poate că e prea mult, o să vă șocheze ca la celelalte etalare, o să apară cărțile invers, dar asta e. Ne mai obișnuim și cu alte perspective. Balanță. Ianuarie 2020. Ianuarie 2020. A treia oară. Balanță. Ce-o tăia, ce-o ieși, om trăi și-o vedea, iar a apărut trei de cupe. Balanță. Ianuarie 2020. Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Or să fie un pic mai șocante. Dacă vă sperie că le vedeți invers, ascultați doar mesajul și vedeți cât rezonați cu el. E prima etalare în care apare prima carte în poziție normală. Vai, ce bine! Cavalerul de monede. Că-i semn de foc. De ce-i fi zis eu astăzi foc? Și de monede. O fi având planete în semne de foc, dar e semn de pământ. Mi-am luat un pic de cafea. Poate că am obosit, poate am făcut prea multe etalări. În fine, eu nu fac foarte multe de fel într-o zi. Un început, într-o direcție, la locul de muncă, un proiect pe care îl luați hârtie cu hârtie, pagină cu pagină, cuvânt cu cuvânt, subliniați tot ce aveți de făcut, că e contract la locul de muncă pe care l-a analizat și vedeți cum îl puteți pune în practică, da? Că este o ofertă de bani, că vreți voi să faceți această ofertă sau o primiți, variază de la unii la alții, evident. Dar este o energie foarte precaută, foarte ordonată. Da, ceea ce acestui canal să zicem că îi lipsește. Da, eu sunt mai altfel, în fine, da? Este un personaj care urmează pașii ca la carte. Evident că nu sunt eu. Cavalerul de monede. Că sunteți voi, că e altcineva.
Poate să fie o ofertă de o relație care ar putea să vă ofere stabilitate. Rămâne de văzut ce se așează. Energia e faină în poziția asta, doar că necesită răbdare. Cavalerul de monede are răbdare. Dacă voi sunteți aici, este minunat, vă felicit. Dacă sunteți și ordonați, și mai și. Dar nu vă pierdeți creativitatea în atâta ordine. Vedem. Ce provoacă? Ha! Valetul de bâte. Posibil un copil pentru unii dintre voi. Dacă vreți să începeți un proiect, să investiți în ceva, să vă faceți o mică afacere, poate acest copil mai năbădăios, așa sunt copiii, valeții de bâte sunt mai obrăznicuți, mai agitați, mai nervoși, mai și creativi. S-ar putea acest copil să vă influențeze într-un fel, să vă încetinească, să zic. Poate să ceară bani, să vă distragă atenția, să ceară atenție, dacă e un copil. Da. Dacă nu e un copil, poate să fie o energie, un semn de foc, mai mult sau mai puțin, că tot zisei foc mai devreme și noi fizic în degeaba, căci că aici lucrurile nu se întâmplă, uite așa. Poate fi semn de foc cu planete, semn de pământ, variază. E o energie tânără. Nu e obligatoriu să fie o persoană tânără. Poate să fie, dintr-un punct de vedere, oamenii mai înțelepți ar spune că e un om matur, dar imatur. Ah, sunt prea abstractă. Cineva care are o atracție pentru voi, care vă face avansuri, este un mesager pasional, poate primiți mesaje, monedele pot să reprezintă și un telefon, da? O invitație undeva, poate să fie și o invitație undeva după ce primiți mesaje, să fiți invitați undeva, să construiți ceva. Dar provocarea este că bâtele nu sunt chiar stabile, depinde de voi ce vreți să manifestați. Dar haideți să vedem că am vorbit deja prea mult la două cărți, m-am bucurat că sunt în poziție normală. Haideți să vedem ce mai apar. Ce cărți mai apar? Oh, regele de bâte, 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 bâte. Tot e simone de când e vorba. Am zis mai devreme, am zis, e un semn de foc undeva în subconștientul vostru. Dacă vreți să începeți ceva nou într-o direcție, undeva în subconștient aveți această energie, ora unui bărbat matur, puternic, care vă influențează într-un fel subconștientul. Ceva în atitudinea lor, în felul de a fi autoritar, combativ, pasional, poate prea autoritar uneori. Ceva din atitudinea acestui om vă influențează subconștientul în această perioadă. Subconștientul e o nouă lume, e o altă lume foarte delicată și foarte greu de controlat. O fi același personaj care vine cu un mesaj către voi, iar este posibil. Oricum, această carte reprezintă un trecut îndepărtat, mai mult sau mai puțin. Puteți fi voi, că e casa voastră a șapte, este berbecul, da? Poate voi sunteți combativi în relații. Poate voi sunteți cei care luptați pentru relații. E atitudinea voastră în casa a șaptea. Balanțele sunt amabile, sunt drăguțe, sunt delicate, dar doar în aspect. Acela este ascendentul lor, soarele lor, Venusul lor, dar cum se comportă? Pot să fie foarte luptătoare. Deci, în trecutul îndepărtat, regele de bâte. Cu fi berbec, leu sau săgetător, variază. Probabil că dacă este, vine cu un mesaj. Vă face o ofertă. Rămâne de văzut dacă o primiți. Justiție, aici sunteți voi, domnilor și doamnelor și domnișoarelor. Trebuia să iau invers. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Justiție, aici sunteți voi, de curând, în trecutul apropiat. Sau, în ultima vreme, v-ați echilibrat viața într-o privință.
Dacă v-ați echilibrat, înseamnă că a fost dezechilibrată. Justiția poate să arate și un divorț, dar poate să arate și pur și simplu reglarea unor, da? Chestiuni. Reechilibrarea unor probleme, rezolvarea lor. Of, 9 de cupe e de bine. În viitorul apropiat, 9 și 9, ce frumos, 9 de monede. Posibil, posibil, nu toți. Pentru că există justiția în trecutul anterior, recent, justiția care am spus că înseamnă și separare, și divorț, și, tăierea unor stringuri, unor legături. Posibil după această separare să experimentați voi să fiți aici, da? Aveți și central monede, 9 de monede să fiți aici. Să fiți singuri, că asta înseamnă 9 de monede, o persoană singură, dar care se simte bine. E ok. Și ce dacă n-am relații? Sunt foarte bine. Sunt foarte bine, mai bine singură și liniștită, sau că e doamnă, zic așa, e Venus, sunteți voi, da? E Venus și voi sunteți guvernați de Venus. Sunt ok, decât să am probleme cu cineva care e prea impunător, prea, na, terorist. Mai bine singură. Am reușitele mele, am banii mei, am jobul meu, am proiectul la care lucrez, da? Am un proiect, da? Cavalerul de monede. Pentru alții este posibil în viitorul apropiat acest cavaler de monede să fie 9 de monede, da? O persoană singură, echilibrată, reușite, cu bănișori, frumușică, aranjată, să vă facă o ofertă. Posibil ei să fie aici. V-am zis, variază. Și să-i întâlniți. Asta tocmai pentru că v-ați separat de ceva. Ei, și dacă primiți, că totuși se vede cum există acest gest. Și uite, că amândoi oferă ceva. Bine, aici, de fapt, ea stă de vorbă cu vulturul, dar există același gest. Da? S-ar putea ei să vă ofere ceva. Unora dintre voi. Și provocarea este acest personaj din trecut. Da? Acesta este prezentul și aici este trecutul. Și aici este provocarea. Primiți ce vi se oferă sau rămâneți angajați într-un trecut. Pasional, nu zice nimeni că nu, dar nu știu câtă stabilitate vă oferă. Oricum, în viitorul îndepărtat, îndepărtat, mai la sfârșitul lunii, poate și în februarie, poate cine știe când, aveți 9 de cupe. Aveți o mare bucurie, împlinirea tuturor dorințelor. Deci dacă primiți acest, eu așa zic, așa zic, dacă primiți că apa cu pământul dă bine, se potrivesc, știu, sunteți semn de aer. Dar eu zic că această ofertă vă poate aduce satisfacție emoționale, vă poate face foarte fericiți. 9 și 9. Foarte bine, poate să fie să fiți voi aici, că sunteți venusieni, și să primiți această ofertă și această ofertă să vă transforme într-un personaj foarte emoțional, că tot am vorbit de cupe mai devreme și la etalarea pentru ianuarie, pentru 2020, vreau să zic. Sfatul. Opa, regele de cupe. Aveți un rege de cupe. Unii dintre voi. Regele de cupe invers
poate să fie o persoană care... Sunt două variante. Ori este manipulator emoțional, ori este extrem de emoțional, nu neapărat că e manipulator, este extrem de emoțional. Regele de cupe nu-și arată emoțiile. În poziția asta, îi se văd toate stările pe față. Și cu 9 de monede, 9 de cupe, probabil că e de așteptat. Eventual, dacă v-ați obișnuit să nu vă arătați emoțiile, poate că sfatul este să arătați. Să încurajați pe cei care vin cu oferte, că în momentul în care le arătați ce simțiți și ei oferă mai mult și mai mult, așa simt să citesc cărțile. Asta e sfat. Este sfat. Dacă există un semn de apă, un bărbat, sau nu neapărat bărbat, și poate nici mai neapărat semn de apă, că sunt doi regi. Regele de băte poate să fie și el foarte emoțional, să știți. Foarte emoțional. Regele de băte. Nu doar pasional, și emoțional. Dacă este același personaj, s-ar putea totuși cineva să vă copleșească emoțional. Așa simt. Exterior, săgetător. Mai, aveți și un semn de apă și un semn de foc în preajma voastră și un semn de pământ. Prea multe personaje. Exterior, temperanță. Invers. De ce vă este teamă? De 5 de spade invers. De conflicte, de argumente. Temperanța invers. Există cineva, un semn de foc, că temperanța asta este săgetătorul, care nu este echilibrat. Nu e echilibrat emoțional și vă influențează viața, vă afectează. Poate dacă nu e semnul săgetătorului, există cineva în viața voastră care nu este conectat la spiritualitate. Și față de care, dacă acesta este sfat, atitudinea voastră este să vă îndepărtați emoțional de ei. Dacă este această persoană, temperanța în poziția normală arată o persoană conectată la spiritualitatea sa, echilibrată, cu chakrele echilibrate, invers, evident că înseamnă opusul. Este o persoană dezechilibrată, emoțional, mental, spiritual, care vă afectează. Nu vă supărați că vă zic, dar așa mi-apare și așa vă zic. Și atunci sfatul este... Dacă, poate sfatul se referă la această persoană, nu neapărat la aceasta, da? Sfatul este să nu-i primiți prea mult în preajma voastră. Pentru că voi trebuie să fiți în echilibru. Trebuie să fiți în echilibru. Să vă bucurați de viață. Să vă creați stabilitate, da? Cavalerul, 9 de monede, să vă creați stabilitate, aveți nevoie de stabilitate. Orice vă instabilizează, orice vă dezechilibrează, instabilizează, ce mai zic și eu, orice vă dezechilibrează, vă rog, îndepărtați. De ce vă este frică? De conflicte. Adică, mai bine zis, vă este frică să nu fiți puși iar în situația să vă certați. A, într-un trio. Am înțeles. Am înțeles. Probabil încercați să vă depărtați de cineva. Și între timp apare un alt personaj și aici vă este teamă de ego-ul unora, al altora, poate chiar al vostru, că toți avem ego,
Vă este teamă să mă mai fiți puși în aceste situații de triouri, de argumente, de certuri, de demonstrații, care e mai, care are dreptate, care n-are dreptate? Ce vă doriți? Am mai fost la o zodie, 10 de cupe în aceeași poziție. Nu mai știu la ce zodie. La săgetător? E la săgetător a fost? Aici e și semnul săgetătorului, am spus. Este și regele de băte. Semn de foc. Dar 10 de cupe am spus. Dar e bine că aveți 9 aici, foarte fain. Renunțați la niște iluzii. Vă doriți să lăsați iluziile, să vărsați cupele, da? C-o fi semn de apă, c-o fi săgetător, poate fiind săgetător lângă scorpion, sunt planete pe acolo, da? Nu contează asta foarte mult. Există un personaj dezechilibrat emoțional care v-a creat iluzii și vreți să renunțați la aceste iluzii. Dacă a fost o căsnicie, am vorbit de o separare, da? Justiția apare în trecutul apropiat. Încercați să vă separați de cineva care v-a golit paharele și eventual fiți atenți, primiți ce vi se oferă, lucrurile stabile, da? Lucruri stabile. De-aia apare provocarea. Tot ce e pasional, e sclipitor, e prea fierbinte, s-ar putea să nu țină prea mult. Tot ce e prea emoțional, de la început, s-ar putea să vă lase cu cupele goale. Luați lucrurile, relațiile, oamenii, pas cu pas. Căutați-i pe cei care sunt stabili și aceia vă vor aduce bucurie, 9 de cupe. E bine că aveți 9 de cupe și în poziție normală, dar cred că e cu altcineva. Așa simt. Persoana care va aduce, interesant că e același mov, același violet, purpuriu, cum vreți voi să ziceți. Această persoană vă echilibrează. Deci sunteți voi echilibrați lângă ei. Sau pur și simplu voi sunteți aici bucuroși. Da? Tot voi. Bucuroși. Dar am senzația că lângă altcineva. Ieșiți, ieșiți dintr-un ciclu de trădări, de dureri. Sunteți voi aici, semn de aer. Dar vă ridicați, iar culorile astea purpuriu, da? Vă ridicați deasupra săbilor. Pentru că nu mai vreți argumente, nu mai vreți trieuri, nu mai vreți nori negri. Iar 10 de bâte invers. Renunțați la acest semn de foc, unii dintre voi, sau la o situație care v-a consumat energia. Ei, ce frumos, apare roata norocului. A venit și mai devreme, am vorbit despre ei, Jupiter, vi se schimbă viața. Ah, ce frumos, dragii mei, asul de cupe, ce drăguț, ce drăguț. Asul de cupe. Eu cred că acest om, acest personaj, care o fi el, va aduce asul de cupe. Dar probabil că începe mai încetişor cu alte chestii și veți simți dragostea, da? 9 de cupe și cu asul 10. Dar nu iluzii, dragii mei. Vă doriți 10 de cupe, dar nu iluzii. 10 de cupe invers înseamnă iluzii. Voi vreți o fericire autentică, reală. Ce frumos, da? 4 de cupe, pentru că ați trecut prin trio și aveți nevoie de această ofertă. Puterea invers. Ați fost și unii ați fost cu un leu. Pentru că v-ați pierdut puterea lângă cineva, v-a consumat puterea cineva. Un semn de foc. V-a consumat. Asta înseamnă că v-ați pierdut puterea. Poate v-ați și deconectat sau poate ei erau deconectați, da? Temperanța, am zis invers, cineva care nu e conectat la spiritualitate, care e dezechilibrat, va dezechilibra și pe voi într-un fel sau altul. Prea interesați de latura fizică, sexuală. Nu știu, mai apare așa, citesc. Care poate chiar ați fost și căsătoriți unii dintre voi sau n-ați putut să creați nimic. Ia uite, v-ați pierdut speranța cu ei. N-ați putut să creați nimic de lungă durată. Of, da. Posibil un fost soț, o soție, ce-o fi fost. E oferta.
Primiți-o! Lăsați triourile, lăsați supărările, lăsați. E un suflet pereche de care trebuie să... Pentru unii, da, cred că e un semn de apă. Pentru alții, un semn de foc. E o relație karmică care nu a mers. Nu a mers, nu v-a adus bucurie. Poate pentru unii să fie un scorpion care n-a putut să se transforme, natura negativă a scorpionului. Și v-a lăsat în regrete, ia uite, 4-5, dar v-a lăsat în regrete. Cu care nu mai vreți să vă împăcați unii dintre voi, cu care nu mai vedeți viitorul, vă dați seama că va crea doar fantezii, doar iluzii și eventual blocați, 2 de spade, blocați această energie care vă ține pe loc, vă ține într-un cerc închis și vreți să ieșiți, să începeți un nou ciclu. Superb, superb. Oh, ce frumos, ce frumos! Îmi dau mai mult? Da. Nu, lăsăm aici. Aia e deja de domeniul altor luni. Începeți un nou ciclu la un moment dat, cât de curând, o fi în februarie, că sunt două bâte. Începeți un nou ciclu, vă setați către o nouă lume, către o nouă relație, către o nouă direcție. Dragii mei, haideți să vedem și mesajele de la îngeri. Mă bucur că au apărut și cărți normale. Aha, să nu zică lumea că vai, numai cu fundul în sus au fost. Un mesaj de la îngeri pentru balanțe. Prea multe cărți. Mesaje de la îngeri pentru balanțe. Dacă știm să lăsăm, putem să câștigăm. Orice victorie vine cu eliberare. Heh, ce frumos! Mă bucur! Eu n-am nimic în balanță. Am și eu un Pluto în balanță. Oh, ce frumi, frumi! Mesaj de la îngeri pentru balanțe. Prea multe, dragii mei, prea multe. Romanță. Ascultați cu inima, alegeți dragostea. Haide, haide. Sunt cărțile mari și le amestec mai greuți ca mânuțele mici. Mesaj pentru balanțe. Sfârșit. Ce frumos! Fiți doritor să exprimați dragoste. Exprimați dragoste ca să primiți dragoste. Cum am zis mai devreme. Da? Cum am zis mai devreme. Acest rege de cupe invers poate să exprime mai multe situații. Poate într-o privință, în privința cuiva dezechilibrat, da? Este bine să îi refuzați, adică să nu le oferiți cupa, să-i refuzați, da? Pac! Încheiați capitolul. Probabil personaj care v-a pus în acest trio de cupe. Trei de cupe, da? Dacă vine totuși cineva, nu neapărat semn de apă, un semn de pământ, cineva echilibrat, cineva care vrea stabilitate cu voi, da? Exprimați-vă emoțiile, arătați, da? Am zis regele de cupe, chiar dacă oferă dragoste, nu prea arată emoțiile. Încercați să arătați emoțiile ca să primiți și voi mai mult, ca să primească să prindă încredere. 6. 6. Dacă asta vă... Ei, bă, astăzi e 6. Ia uite, e 6, da? Azi e 6 ianuarie. Fiți doritori să exprimați dragoste. Iar avem ocean, iar avem emoții, oceanul ăsta, da? În partea de sus a cărții. Pentru un semn de apă, probabil e un pic mai incomod să exprimați stări, emoții. Vă place să vă exprimați verbal, cuvinte, idei. Dar e un exercițiu, poate vă ajută vreo lună, vreun Venus într-o anumită poziție, da? Cu răbdare. Puteți
Puteți să vă exprimați dragostea și prin cuvinte până reușiți să vă exprimați, eu știu, și în alte feluri. Doar exprimați și dragostea, nu doar idei năstrușnice, nu doar concepte, nu doar... Ah, ce frumos! Mai, deci dacă vă despărțiți de cineva, merită despărțirea, pe bune. Union of Hearts, o persoană, e pom, e semn de pământ, da? Am zis, nu trebuie musai să fie semn de pământ, e o persoană stabilă, care vă oferă stabilitate, care are rădăcinile adânc, înfipte, cu care puteți crește. 2 cu 8, 1, da? 1, 1, asul de cupe. Superb, e un suflet darmic care vă așteaptă, tocmai pentru că v-ați eliberat, vă eliberați de acest trecut. Puf, ce frumos! Iubește ceea ce ești. Ești Venus, fii iubitoare, balanță, fii iubitoare, că da, ești Venus. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!